AliExpress. Înțeleg că săptămâna viitoare va avea loc o conferință la Biblioteca Municipală Râmnicu Sărat despre viața lui Ștefan cel Mare, marelui voievod Ștefan cel Mare. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Cea mai mare plăcere. Despre ce vom discuta astăzi? Despre conferința ta de miercurea viitoare. Da? E o conferință ce are ca temă viața lui Ștefan cel Mare, da? Da. Ce anume vei puncta miercuri la conferința de la Biblioteca Municipală Cristi? Legătura lui Ștefan cel Mare, marelui voievod Ștefan cel Mare, cu municipiul Râmnicu Sărat, cu Râmnicu Sărat, cu râmnicenii. Ne poți spune câteva vorbe despre ce anume vei puncta la conferință? Sigur că da. În primul rând ar trebui spus faptul că această conferință este organizată datorită faptului că anul acesta, 2024, se împlinesc 520 de ani de la moartea marelui voievod moldovean Ștefan cel Mare. Chiar pe data de 2 iulie acestui an s-au organizat mai multe evenimente în țară, inclusiv la Mănăstirea Putna, unde este înhumat voievodul, și era firesc ca la Râmnicu Sărat, un oraș ce are o legătură cu Ștefan cel Mare, să organizăm și noi un eveniment. Legătura Râmnicului cu Ștefan cel Mare este dată de mai multe lucruri. Avem, în primul rând, două bătălii. Ștefan cel Mare, printre bătăliile pe care le-a purtat cu turcii și cu muntenii, deci cu armata din Țara Românească, a purtat și două bătălii aici, la Râmnicu Sărat. Una în 1473 și una în 1481. O să discutăm despre ele la conferință în detaliu. De asemenea, Ștefan cel Mare este recunoscut și pentru un alt lucru interesant legat de Râmnicu Sărat. Se știe că, așa cum spune marele cronicar moldovean Grigore Ureche în Netopisețul Țării Moldovei, Ștefan cel Mare a construit 44 de biserici. Dintre acestea, una singură era în Țara Românească, anume Biserica Piatra de la Râmnicu Sărat. Deci Râmnicu Sărat are o legătură puternică cu Ștefan cel Mare. Bun, vorbeai înainte de emisiune despre niște scrisori adresate voievodului Ștefan cel Mare de către râmniceni. Poți dezvolta un pic? Da, locuitorii județelor Buzău și Râmnicu Sărat, pentru că la momentul respectiv era județul Râmnicu Sărat, i-au răspuns unei alte scrisori lui Ștefan cel Mare, o să detaliem la conferință la momentul potrivit, pentru că Ștefan cel Mare a organizat campaniile din Țara Românească cu gândul de a schimba domnitorii români supuși intereselor otomane. Și vom vedea că, din păcate, râmnicenii nu au fost foarte încântați de venirea lui Ștefan. Din ce cauză? Pentru că nu voiau schimbarea domnitorului și chiar i-au răspuns în niște termeni foarte duri, pe care n-aș putea să-i reproduc acum, dar îi voi cita atunci în scrisoare. Bun. Dacă ar fi să ai un mesaj pentru râmniceni, care ar fi mesajul tău legat de conferința care va fi organizată miercuri? Păi, ca de fiecare dată când am organizat astfel de evenimente la Biblioteca Municipală Corneliu Coposu din Râmnicu Sărat, pe care o consider un loc ideal pentru astfel de manifestări de maximă importanță, de fapt, dacă ar fi să ne gândim, în județul Buzău nu se organizează niciodată astfel de conferinții periodice acestea de istorie națională și universală și i-aș invita pe oameni să participe în număr cât mai mare pentru că vor afla lucruri interesante sau își vor aduce aminte unele lucruri pe care deja le știu. Mulțumim frumos pentru prezența ta la L'Express. Ne vedem miercuri și cu siguranță miercuri L'Express va participa la conferința ta cu cea mai mare plăcere și îmi doresc ca râmnicenii într-un număr tot mai mare să aprecieze eforturile tale. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă aștept la conferință. Cu cea mai mare plăcere!